It's been 7 hours and 15 days since you took your love away. I go out all night and sleep all day since you took your love away. Since you've been gone, I could do whatever I want. I could see whoever I choose. I can eat my dinner at the fancy restaurant, but nothing. Trei super chitariști, Marin, Ștefan și Shebi, care a cântat astăzi la contrabas. Am zis bine, da? Mai tu chiar așa ai zis, fetei, că o iubești, tu iubești muzica mai mult decât pe ea? Din ce am vorbit în spate, eu cred că iubești cel puțin la fel de mult cum iubești muzica, așa? Da. Am dreptate, da? Da, foarte mare dreptate. Bun, hai să vedem ce spun jurații. Marius. Zi-mă colegul ăla din, da, de bancă, știi, care vine. Da. Băi, ce traseu a avut piesa asta, îți dai seama? E scrisă de Prince, făcută celebră de Sinéad O'Connor. Și acum am auzit și varianta rockish, soul, așa. Nici nu știu unde să o încadrez. Băi, să știi că ți-a ieșit bine și piesa asta eu am întipărită cu Sinéad O'Connor. N-am cum, o am în neuroni. Dar cumva o compari fără să... Și varianta asta a lui Chris Cornell e foarte celebră. Da, dar zic, îmi place cum a sunat. Adică, la mine aia e varianta pe care o am, îți dai seama. Da. Tot auzit-o. Cumva e principală. Mi se pare că ți-a pus în valoare vocea. Ți-a pus în valoare vocea și... eu zic să încep să-ți dai mai multe șanse, Mr. Alex. Că de la tine pleacă. Degeaba au alții încredere în tine dacă tu nu ai câtă trebuie. Știi ce zic? Da. Nu ți-a dat concursul ăsta? Te-ai așteptat să ajungi până aici? Nu, în nu, chiar deloc. Adică de poți, început, să, poți să rămâi umil și având încredere în tine. Exact. Mulțumim, bravo. Marius. Mersi frumos. Carlos! Uite, ce gând și ce asociere mi-ai creat tu mie. Știi, uneori merge la karaoke. Mergeai, mergeam cândva. Nu eu, cineva. Da. Eu am cântat piesele proprie și am luat 8 din 10. Nu prea pot cânta. Și nu despre asta e vorba. Și mergi și cântă lumea se distrează. Mai bea ceva, dansează, toată lumea cumva e pe un vibe bun, chiar dacă se cântă piese triste.
și într-un moment dat apare cineva care strică sărbătoarea. Pentru că vine cu atâta încărcătură de acasă, de acasă, încât se oprește tot, se oprește lumea. Se oprește timpul. Toți, iată așa. Știu sentimentul, da. Pentru că nu înțelegi ce se întâmplă, pentru că cu totul altă energie. Până acum era cumva, și deodată totul a devenit foarte serios. Și iată, foarte personal, și foarte intim, așa, nu știu cum. Iată, eu așa m-am simțit. Eu tare sper să ne mai strici sărbătoarea măcar o dată. Ce frumos! Mulțumim! Raluca! Vă știți care-i treaba? În primul live... Care-i treaba? Au fost toți extrem de emoționați. Și erau destul de stresați așa pe scenă și crispați. Și simțeam asta, noi simțeam asta. Că suntem aici la câțiva metri de ei, știi? Bă, în seara asta s-a schimbat jocul. Da, da. E despre total altceva. În seara noi asta sunteți tot... Noi stresați. Nu, numai că ne-am distrat și noi. Eu m-am distrat până acum cel puțin. Sunteți toți impecabili. Eu nu știu dacă pentru noi a fost greu, pentru public e și mai greu acum. Trebuie să-ți spun, pe lângă faptul că ai cântat impecabil, trebuie să spun că arăți foarte bine în seara asta. Da, da. Foarte bine. Și ai fost foarte... Cute, ăsta este cuvântul principal atunci când ai ridicat ochii din pământ, ți-ai dat seama că noi suntem în picioare și te aplaudăm și ai zis, înseamnă că a fost bine. Și ai zâmbit așa și ai fost foarte cute. Da, dar chiar și așa, Raluca, chiar și așa, felicite. Da, nu, ai cântat frumos. Mulțumim, Raluca. Asta stabilisem deja, am zis de la început. Da, mă, evident. Smiley. Îmi place să-l observ pe Alexandru și pe scenă și în afara scenei. Eu, așa, obișnuit de pe coridoare, eu tot timpul sunt atent la concurenți și în afara scenei. Și mă uit așa să văd cum se manifestă, cum evoluează, cum involuează unii dintre ei. Și de câte ori îl văd pe Alexandru, mi se pare că are așa o modestie rar întâlnită. E o chestie pe care nu știu de ce o are, dar o are și ar fi bine să-și o păstreze într-o oarecare măsură. Asta nu înseamnă că ar trebui să aibă puțină încredere în el. Deci ar trebui să ai cea mai mare încredere în tine și în vocea ta, în abilitatea ta de a transmite emoție, în abilitatea ta de a cânta piese extrem de dificile, din punct de vedere vocal și din punct de vedere tehnic, ce dar și piese extrem de emoționante, cum e aceasta. Deși ești îmbrăcat la cămașă și pantaloni cu dungă și pantofi, ți se văd tatuajele alea, cam așa a sunat piesa. Adică a fost o interpretare calmă, dar în același timp cu un foc care... se simte că arde în tine. Un foc artistic. E un foc artistic pe care tu îl ai și ar trebui să-l vedem mai des. Mi-aș dori să-l vedem mai des. Da, mi-aș dori ca oamenii să aibă încredere în tine și eventual chiar și în viziunea noastră. Eu cred că au oamenii încredere în mine. Da, da. Oamenii mai vin. Da, da. Mulțumesc frumos. Vă mulțumim.